în final un român pune arma pe poziție și dă ce anume unui rom. Dreptul sau ordinul și într-un final apare și un alt român care zice, bă, pușcă, dă-l drept, bă, mi-ai omorât soțul și asta e toată povestea. Cu toții sunteți condamnați, da? Și doriți să fiți reabilitați la afară. Sunteți fost polițiști și cu asta a câștigat și nu s-a mai face zona de tampon țigănească. Ca și de refractare. Winner! Not loser. Acum ne va da o declarație reală, domnul real LCS, Lucian Corlătescu fals, că de fapt a fost o șustă iar și că nu vrea să fie reabilitat în gunoiul ăla sau acela. La Marcelica, la cine era? La tine? Dar pentru că nu are drepturi civile să vorbească, pentru că oamenii vor țipa, va tăcea.
știi de ce? Pentru că este la atacuri teroriste și ca să se închidă cazierul de tulburare a liniștii. Și ca să nu împuște Serviciul Român de Informații. Thank you.